Toată vara la Metropola TV, proiect susținut de Siviero Maria, gelateria ta italiană. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal Surpriză. Am revenit și eu alături de voi și la fel și pofta noastră de viață. Cu forțe proaspete a revenit și competiția verii de la Metropola TV, Maratonul Înghețatei. Valentin, spune-ne mai multe despre această surpriză pregătită pentru telespectatori. Bună dimineața, dragă Georgia, și bine ai revenit la noi aici în platou. Miroase deja, parcă de când ai venit, miroase numai a paste, numai a pizza. Dar nu vorbim despre paste și pizza. Trebuie să vorbim în primul și în primul rând despre prietenii noștri de la Siviero Maria, care pun, după cum foarte bine știți deja, că ați auzit de foarte multe ori, pun 2 kg de înghețată, 4 astfel de cutiuțe de câte 500 de grame, pentru fiecare telespectator care vine aici la noi, la Metropola TV, până la ora 4. De la ora 9 până la ora 4 puteți ajunge aici, la Casa Presei, corp a 3, etaj 4, Metropola TV. Intrarea se face de pe strada tipografilor. Evident, nu vă dăm înghețată așa pe gratis. Trebuie să faceți un story, să-l puneți unde vreți voi. Pe Facebook, pe Instagram, pe absolut oriunde vreți voi. Așadar, spor la înghețată! Foarte, foarte tare! Mulțumim tare mult, Valentin! Celor care ieri au venit pentru sarmale, le spunem că acela este dealul făcut de Valentin, este pe persoană fizică. Noi vă oferim înghețată aici, la Metropola TV, și imediat vă oferim și cele mai noi informații, pentru că dăm drumul rubricii Revista Presei. A fost super pregătit, Valentin, pentru competiție. Ia să vedem ce ne-a pregătit la Revista Presei. Ce faci, Valentin? Cum ești pregătit? Ne-am teleportat magie aici. Ne-am teleportat la masă. Bună dimineața, Giulia. Bună dimineața, Giulia. Bine ai revenit. Mulțumesc. Cum e cu sarmalele? Zine, zine. Era... Mă, eu vreau deci să o dau pe serios. Celălalt și spune, a început să miroase a pastea, pizza, de când ai venit tu aici la metro. Așa, bine că nu mireasa sarmale. Băi, da, mă, da, am dat-o de gard. Am zis, deci, nu știu ce a fost. La ce te gândeai? Nu, eu vreau să știu de, la ce, deci, ce pofteai în dimineața. Am fost în Skype cu domnul doctor Tudor Ciuhodaru, da? Și știi că tot timpul făceam mișto de faptul că după el sau înainte de el aveam rețete. Da. Și eu mă gândeam la ce fel de preparate mai aveam noi și nu știu de ce mi-a venit mie în minte sarmale, dar n-am spus ceva de sarmale. Dar mi se derulau mie așa, mi se rulau mie în foaie de varză așa în cap sarmalele. Și am zis că punem la bătaie 2 kg de sarmale. Chiar, da, sunt 2 kg de înghețată de sarmale, dragilor. Preferi sarmale în foi de viță sau în foi de foi de viță îmi plac mai mult, să știi. De viță? Da, da. Bine, atunci poți să le mănânci tu pe alea pe toate, că mie îmi plac la foi de varză. Ne înțelegem la un eveniment. Sarmale să fie. Știi, dacă mergem la nuntă împreună și sunt și poți să ți le dau ție. Vezi, gata, ne-am înțeles. Cam așa. Bun. Pe jumătate s-au împărțit și elevii, am înțeles. Mamă, ce glumă proastă. Bine, am revenit. Da, foarte, foarte nașpa gluma asta, Georgia, nu e de râs. Ieri am auzit niște statistici foarte drăguțe, în sensul că este cel mai bun an ca promovabilitate din ultimii 10. Și a fost cu cu stegulețe, cu artificii, cu... Dar în realitate, când privim generația aceasta care a terminat bacul acum, nu e totul atât de roz și nu e deloc de râs. Adică cei care au intrat în 2010 în sistem în clasa 1 și ar fi trebuit să termine bacul acum, în sesiunea de acum, doar 58% dintre ei nu au trecut bacalaureatul. Wow. Nu au dat toți bacul, a se înțelege. Foarte mulți s-au pierdut pe drum, abandon școlar sau diverse alte motive. Deci mai mult de jumătate. Și cele 8% peste jumătate înseamnă foarte, foarte mult. Da, foarte exact. Mult. Este foarte... Wow. Adică, adică ne bucurăm... Ce victorie e asta? Care-i triumful? Știi cum e aia? Operația a reușit, pacientul este mort? Cam așa e statistica vorba asta. Cam așa se pupă lucrurile. Ai spus tu în redacție de dimineață o vorbă foarte, foarte... adevărată, că dacă a dat bacul unul și ăla a luat și aia e rata de promovabilitate... Da, da, da. Că dacă dă unul singur bacul și ăla ia și e 100%, nu putem să... Da. Bine, bă, am învins! Nu e așa, nu merge așa. Doar 84.000 de tineri din promoția curentă au promovat bacalaureatul conform rezultatelor dinainte de contestații. Ok, și după contestații poate vor mai fi 1.000? Nu știu, să spunem.
că nu se întâmplă minuni la contract. Bine, am mai văzut și cazuri de la nota 2 la nota 9, dar sunt excepții și sunt foarte rare. Raportat la numărul elevilor care, repet, au intrat în clasa 1 în 2010, în urmă cu 12 ani. Cei care vor ieși din școală diplomă de bac înseamnă doar puțin peste 2 din 5 din generația respectivă. 41,6% au promovat examenul. Și oricât am vrea să sărbătorim faptul că s-a ridicat rata de promovabilitate, mă, trebuie să luăm în calcul și cât s-au înscris, că nu s-au înscris, cred că s-au înscris puțin peste jumate, 50% ceva, 60% din aceia care au intrat în sistem atunci. Ok, poate unii au plecat din țară, s-au mutat cu părinții în altă țară și continuă acolo. Dar câți dintre ei? Exact. Dincolo de asta, eu mai am o rază de speranță pentru sesiunea de bacalaureat din toamnă. Să sperăm că o parte dintre cei care nu s-au înscris acum se înscriu la toamnă și că nu s-au pierdut într-adevăr pe drum atât de mulți prin abandon școlar. Poate că au mai avut nevoie de o păsuire și au zis nu sunt pregătit acum să dau bacul, dau la toamnă. Dar hai să mai așteptăm puțin până la toamnă și să vedem și cifrele de atunci, le coroborăm și după aia tragem linie și o luăm de la capăt. Da. Da. Sper să am gura aurită și să fie foarte mulți înscriși la sesiunea din toamnă. Și eu sper la fel, pentru că cifrele astea nu sunt... sunt sperietoare, le putem... sunt sperietoare. Am mai zis să mă gândesc la Ion Creangă, știi, perioada aia când abia se chinuiau să meargă la școală și acum nu mai e aceeași situație. Nu mai trebuie să traversezi patru sate pe zăpadă de 2 metri ca să ajungi la școală, nu. Trist, dar vorba ta, hai să fim puțin optimiști, să sperăm că după sesiunea de toamnă se schimbă puțin lucrurile și poate... Și avem nevoie și de modele, să știi. Poate că elevii sunt descurajați de faptul că nu văd pe cineva care să le semene. Uite, ăsta a reușit pe propriile puteri. Care este acel model? David Popovici. Care ține și școala și ține și cupele și medaliile. Oho. Și nu e treabă ușoară. Să mergi și la școală, și să te ții și de școală. E și mare șmecher pe Instagram, ca să zic așa. Deci el e pe toate planurile bifat. Nu știu înainte dacă are iubită, cursă, dar... Înainte de cursa lui, eu am deschis televizorul cu vreo 5 minute înainte de ultima cursă și am intrat pe Instagram la el, avea 60 și ceva de mii de followers și după cursă, la o zi, 200 și ceva de mii, că efectiv s-a dublat numărul. Pentru că îți dai seama că nu doar noi românii l-am căutat și ne-a interesat de el. Mă, toată lumea, toată industria asta a notului, ca să spun așa, s-a interesat de el. Băi, campionul mondial. Uite, el este un adevărat model care ar trebui să fie promovat. Cu siguranță merită. Merită pe toate planurile. Merită pus afiș la Piața Unirii, la Universitate, la Română și la Victoriei. Când traversezi așa, mergi pe muncă să-l vezi de 5 ori. Să-ți amintești de el și să știi ce a făcut și să știi că se poate dacă îți dorești și dacă muncești. Uite, a mers și la guvern. A dat mâna cu domnul Nicolae Ciucă și spune domnul prim-ministru, drumul de aici înainte este mai lung și mai greu. Îți dai seama că e și ceva, poate, nu știu, greutate pe umerii lui acum. Mai ales că noi ne-am obișnuit și știm fenomenul Simona Halep. Noi ne bucurăm foarte mult la reușitele unui sportiv, iar în momentul în care poate are o accidentare, are un sezon mai prost, are o perioadă în care se simte rău, poate are o problemă musculară sau ceva, cu toții, bă, dar hai mă, chiar nu putea să ia și el, numai cu aur și acum ce argint, bronz, ce aia. Urmează poate și astfel de etape pentru el și o greutate foarte mare pe umeri, dar sunt sigur că va gestiona cu succes aceste situații, pentru că e băiat de scurcăreț. Și în primul rând face pentru el, dincolo de faptul că ne face și pe noi mândri și reprezintă un model, David lucrează și se antrenează pentru propriul succes. Ai văzut, și are o motivație fantastică. E și ceva amuzant un pic în venirea lui în România. Dacă ai văzut, nu știu, și eu am văzut azi dimineață, momentul cu el și cu ministrul sportului. Nu. I-a înmânat un cec de 200.000 de euro și o cupă. Și David Popovici cu cupa în mână, cu o mână pe cec, au făcut poză frumos, iar apoi domnul ministru i-a întins mâna să dea mâna și săracul n-avea nicio mână disponibilă să dea mâna și a lăsat cecul să cadă și a dat mâna cu domnul ministru. A fost un moment foarte tare, presa a bubuit, evident, au fost o felul de comicării din astea. Da, vedem, mai spune domnul ministru, evident, felicitări, sunt onoroasă să te cunosc, suntem mândri cu toții. Felicitări. Ne bucurăm pentru David Popovici, merită toate laudele, m-am spus, e prea puțin, cât toate mulțumirile din lume tot nu fac cât ar merita el. Ia uite ce drăguț. Următoarea știre, doamnelor și domnilor. Pentru toți băieții care le place blatul. Da, se intensifică toate controlele în STB.
Iar domnii controlori nu vor mai fi cu veste albastre, ca să-i vezi tu ca șeful și să te pitești acolo, să nu vină la tine. Te duci la ușă să cobori la prima. Să cobori la prima acolo pe șestache, să nu te vadă nimeni, gata, am coborât, l-aștept pe următorul. Nu mai vor veni îmbrăcați în civili. Deci, practic, nu o să mai știi când vine la tine și te lovește norocul, ca să spunem așa. Mă, sunt foarte de acord, într-adevăr. E o discuție, am văzut și pe internet o fel de păreri, că da, domnule, dar eu o să-mi plătesc biletul în momentul în care vor fi condiții. Păi nu cumva e un cerc așa, te învârți în jurul, că dacă nu plătești biletul, de unde să fie condiții? Tu vrei mai întâi condițiile, tu vrei, știi? Adică nu se leagă. Mă uitam la, acum fără glumițe de alt gen, mă uitam la societatea din Italia, măi, n-am văzut un controlor. Deci am folosit toate mijloacele de transport în comun. Tren, tramvai, autobuz, vaporetto, you name it, we have it. Deci tot ce se poate. O singură dată mi-a fost controlat biletul de tren și am luat, cred că, 10 trenuri în 4 zile. Adică m-am plimbat tot timpul. Da. M-am plimbat. Ai stat pe șine mult. Și o singură dată a apărut un domn controlor. În rest, niciun fel de control, dar toată lumea cu o religiozitate fantastică își cumpăra bilet. Erau cozi, efectiv, și nu era cu doamna la casierie, erau mașinuțe, tonomat, te duceai să ai biletul pentru ce linie îți doreai, pentru ce cursă vrei, dar toată lumea își la bilet. Cred că e un reflex social pentru ei să-ți plătești serviciile pe care le folosești efectiv. Cred că e cumva ciudat să te prindă că n-ai bilet, adică tu vii la mine acasă și tu nu ți-ai bilet? Și în Italia sunt și mai scumpi cele, dacă stai să te gândești. Sunt raportate la veniturile lor. Este 1,50 lei, 2 lei, nu știu, hai, nu știu, da, dar repet, raportate la veniturile lor. Și da, STB-ul raportează la veniturile noastre. Dar arată-mi tu românul care totuși cu inflație... Nu, arată-mi românul care nu se plânge dacă nu și-a luat bilet. Dar se plâng și cei care nu și-au bilet. Asta este penibil. Foarte adevărat, în România. Da. Că nu e aer condiționat, domne, și că e aici. Da, e ca mai conduce și rău ăsta. E cam bancul ăla cu loto. Doamne, dă să câștig la loto. Da, ia-ți bilet, știi? La modul ăsta. Doamne, se schimbe condițiile. Da, ia-ți bilet. Ia-ți bilet mai întâi și după vorbim. Da, foarte mișto asta cu loteria. Mi-a plăcut mult. Se vede că m-a dat din concediu. Brain connected. Da. Scopul deci acestei acțiuni este a determina, evident, toți călătorii să circule cu titlul de călătorie valabil și de a elimina situațiile în care aceștia achitau călătoria doar la vederea vestelor de control, spun reprezentanții companiei. Bine, mai sunt aia care plătesc prin SMS, cum plătesc și eu, și am înțeles că nici în cazul lor nu o să fie valabil dacă la 14.53 a venit la tine, dacă tu ai SMS-ul la 14.54, băi, nu e ok. Nu se mai pune ei amenda. Nu se pune, l-ai văzut și ai dat SMS. Da. Cam asta e treaba cu controlele. Ne bucurăm că se intensifică, ne bucurăm că poate cine știe o să avem un transport mai rapid, mai confortabil. Să nu mai mergem pe jos în parc. Mamă, Doamne, deci parcă mă doare iar ochiul stâng atunci când îmi amintesc. Ce-i cu știrile din dimineața asta? În afară de David Popovici, e singurul, nu știu, etalon pe care îl avem în rubrica asta de revista presei. Okay. Și controlori în civil, nu? Măi, copacul ăla de-a căzut pe mine în 5 mg, n-avea 10 metri, Doamne ajută. Wow. Că dacă ar fi căzut peste mine unul de 10 metri, îmi cântați acum mulți ani trăiască la cimitir, că Doamne ferește. Da, un copac înalt de peste 10 metri, ce să vezi surpriză, a căzut peste un loc de joacă din parcul Cismigiu. Foarte bine că am înțeles, n-a fost acolo niciun copil, niciun părinte, nu a căzut peste nimeni, n-a făcut victime, dar s-a rupt din senin, că așa se mai rup copaci în Cismigiu, din senin. N-a avut niciodată, a fost perfect al sănătos. Al câtelea, Valentin, deci peste tine... Cred că au fost 10 în ultimele 3 luni. Cred că au fost 10. Deci tu ai avut incidentul cu copacul prin luna mai. Da, în luna mai. Și în luna mai mai găsisei două cazuri înainte, vreo două după, iată încă unul acum. Ai mai raportat tu tot la revista presei. Da, mai erau și prin martie-aprilie. Toate în Cismigiu. Nu știu ce se întâmplă în parcul ăla, dar a distrus, vedem, toboganele pe care, repet, puteau fi copii. Și a distrus și un chioșc în care putea fi cineva care vinde la acel chioșc și cineva care stă la coadă la acel chioșc. Dar norocul, soarta a făcut să nu fie nimeni pe acolo și nu a fost nimeni rănit. Directorii ADP dau vina pe primarul Capitalei, care refuză de aproape 2 ani să semneze avizele de defrișare. Bă, nu știu ce spune domnul primar. Noi sunt copaci sănătoși, ce aveți? Reveniți-vă, mai cade câte unul așa, dar ați luat o rază să tăiem copacii? Mă, copacii aia nu sunt ok. Deci ok, un copac, 2, 3, 4, mă, nu vă pune niște semne de întrebare, adică ceva acolo clar se întâmplă. Și vedem, spune și Alin Drugău, directorul ADP Sector 2, domnul primar general nu semnează avize în vederea toaletării sau defrișării copacilor care pun în pericol viața cetățenilor. Cad din ce în ce mai mulți și e firesc să cadă atâta timp cât nu lucrăm la prevenție.
copacii n-au nicio vină, suntem singurii care încurcăm lumea, ca să zic așa. Noi suntem aia care facem bine sau rău. Ei, săracii, există. Deci urmează cursul firesc. Și mai ales parcul Cicibiu, am înțeles că este un parc care a fost artificial, nu a crescut natural. Adică au fost plantați copaci, a fost construit lacul. A fost o groapă de gunoi acolo înainte, în timpul reginei Maria, din câte mi-amintesc. Da, și apoi a fost făcut un loc foarte select, așa, unde veneau poeții și elitele societății. Da. Dar pe vremea aia erau abia plantați, erau mici copaci și nu cădeau pe ei săraci, dar pe noi acum cad. Sfat, evitați parcul Cicmigiu. Măcar nu anunțăm că s-au semnat avizele. Un primar poate puțin mai responsabil, care să mai aplece așa puțin urechea și către cetățeni. Hai să ne vedem de treabă prin Herăstrău, ce frumos în Herăstrău. Mai prind și câte o nuntă pe acolo, pe la restaurantele din zonă, mai ascult și o muzică când treci pe acolo prin bare. Da. Uite că suntem așa într-un cerc vicios. Pe de o parte nu protejăm natura, pe de altă parte ne ferim să nu poluăm, știi? Da. Și uite, ăia care nu poluează în trafic. Așa. Pentru că și poluarea e un subiect foarte steluțe. Pompos. Ar fi fost drăguț și o steluță, știi? Sau, nu știu, ceva acolo. Primesc numere de matriculare verzi. Ce frumos! Vei avea număr de matriculare. Deși dacă ai deja electrică și ți-ai luat număr normal, poți să mergi să-l schimbi cu unul verde. Da, vreau. Da, uite, mi-aș lua electrică numai ca să am numere verzi. Ce frumos, uite, e o inițiativă drăguță, e chiar drăguță inițiativa asta. Numere verzi. Uite, din 27 iunie, proprietarii mașinilor cu emisii zero de dioxid de carbon pot primi numere de matriculare verzi. Cei care au deja plăcuțe normale pot cere preschimbarea acestora. Vezi ce drăguț? Măsura asta are ca scop. Vezi, doamne, am înțeles să te vadă în trafic persoanele care nu sunt verzi și să se gândească faptul că tu ești mai mult verde, cu copacii, cu natura, ei sunt mai mult pe negru, cu poluarea și cu ce se inițiava de eșapament și cu fuminginea care rămâne. E o inițiativă foarte drăguță. Binevenită, Doamne ajută! Prietenul meu în trafic, când vede câte o mașină din asta care scoate mult fum, așa e pe modelul, plantează un copac. Băi, dar nu, eu când îi văd... Deci e rău, aseară am văzut o mașină, mai valide, deci era noapte și era și mai întuneric. Ai un buton la mașină, la aer condiționat, se numește recirculare. Practic îți ia aerul din interior, filtrează, ți-l bagă toție. Dacă stai vreodată la drum lung în spatele unui astfel de Deci pentru asta e butonul ăla. Da, care nu-l poți depăși ca să scapi de ce emană pe la fund. Poți să apeși pe butonul ăla și te va salva parțial, să spunem. Uite, dacă tot ți se face rău de la poluare, de la ăștia care scot mult fum, avem lista punctelor medicale de prim ajutor din București pentru zilele caniculare. Că se mai și suprapune și canicula și poluarea vin toate. Intrăm și avem sediul central Strada Constantin Emilian numărul 10, sectorul 1, cămin de persoane vârstnice, academician, pe NINM, deci... le vedem acolo pe toate, plus pe lângă acestea sunt toate spitalele din București, toate au câte un astfel de punct. Dacă te-a luat un pic așa leșinătura de la călduri și de la astea, poți să mergi acolo și vor avea grijă de tine. Bine, și dacă alegi să stai acasă și să n-ai nevoie de un astfel de punct de ajutor, noi aici la Matinal vă aducem cel mai frumoase locuri din Thailanda. Atunci când ne gândim la o vacanță exotică, este foarte greu să nu ne uităm către Thailanda. Plajele tropicale, cultura prietenoasă și tradițiile culinare par a forma pachetul perfect pentru concediul de vis. Fie că alegem să petrecem ziua la plajă cu un cocktail, fie că vrem să admirăm templele budiste îngrijite atent de călugări sau să cumpărăm obiecte artizanale de la localnici, sunt o mulțime de lucruri care cu siguranță vor fascina și cei mai pretențioși turiști. Regiunea Phuket este considerată principala destinație turistică a Thailandei. Spa-urile luxoase, plajele superbe și cadrul ideal pentru scufundări sunt doar câteva dintre motivele pentru care ar merita aleasă. Patong Beach este cea mai populară plajă, iar golful Phang Nga este un loc de neratat ce se remarcă prin peșteri, grote acvatice și insule de calcar.
Parcul Național Khao Sok este o locație cu adevărat superbă. Înconjurat de munți falnici de calcar și păduri tropicale, acesta este renumit pentru unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din întreaga țară. Locația datează de 160 de milioane de ani, mult mai veche chiar și decât pădurea tropicală amazoniană. Evident, nu putem să nu menționăm pe această listă de locuri ce merită vizitate și capitala Bangkok. Acesta este cel mai mare oraș din Thailanda și este plin de clădiri înalte, palate, temple, dar și de cluburi de noapte strălucitoare și piețe pline de viață. O zi în acest oraș este cu siguranță o experiență culturală de neratat, iar deși mulți caracterizează orașul ca fiind zgomotos și poluat, acesta are o mulțime de spații verzi și la tot pasul întâlnim plante tropicale înflorite. Acestea au fost doar câteva dintre atracțiile Thailandei. Sunt multe alte plaje ce merită văzute, sute de restaurante ce merită încercate și numeroase taine culturale ce merită descoperite. Cu siguranță acum veți avea în vedere și această țară atunci când veți face planul de vacanță. Eram în mașină, veneam către muncă și nu mi-a venit să cred câte românce sunt înscrise la Wimbledon. Este fantastic. Nu mi-a venit să cred, vreo joacă, șapte ale noastre nume joacă. Grele. Și în seara asta joacă și Simona, am înțeles că și îmi scapă Irina Begu. Irina joacă în seara asta? Sau a jucat Irina Begu. N-a jucat aseară? Dacă eu aud așa și... Aseară a jucat. Da? Da, okay, aseară a jucat. Aseară ne ajută Gabriel. Aura, cumva, jucăm Mima în această dimineață. Toată lumea e cu noi, hai ne ajută să nu aici. Mai inducem în eroare pe cei care ne urmăresc pe noi și ascultă pe ei. Îl lăsăm pe Gabriel, colegul nostru de la Sport Total FM, să facă lumina asupra acestui subiect, să ne spună câte jucătoare, cine a jucat, cine joacă și așa să mai departe. Să dă el cu paleta și să ne spună, cu racheta, nu cu paleta. Hai că... Bună dimineața, Gabriel. Bună dimineața, nu mai zic paletă, că știi cum e, da, să-i dai seama singur. Nu sunt multe, într-adevăr, și au fost înghesuite, poate termenul nu e foarte frumos, dar 5 joacă azi și au jucat 2 ieri. Puteau și ei să le echilibreze un 4-3. Cert este că astăzi joacă Simona Halep. Oricum am dau, oricum ne-am fofila, oricum am încercat să ne prefacem, tot de a ne legăm speranțele de a ajunge cât mai sus în turneu. Nu vorbesc de câștigarea turneului, de cât mai sus de turneu. Mă uitam ieri la Sorana Cârstea, cât de tare s-a chinuit cu o fată din Serbia, Crunici, care de 8 ani de zile nu reușește să câștige niciun meci pe tabloul principal la Wimbledon. Cu toate astea, a avut nevoie de 2 seturi lungi la tiebreak Sorana ca să se califice. Irina, după cum spuneați, a jucat aseară și a trecut lejer de o sportivă din Georgia, Gorgodze. Astăzi, cel mai greu meci pentru ale noastre îl are Gabriela Ruse. Ea o va întâlni pe Coco Gauff. Da? Ăsta e un meci, într-adevăr, complicat, cu mare favorită jucătoarea din Statele Unite. Pentru Simona, care va intra ultima pe... în cronologic astăzi pe teren dintre jucătoarele noastre, misiunea sigur pare una facilă așa la prima vedere, dar nu e deloc, pentru că adversara, Muhova se numește ea, e tipul de jucătoare care joacă, evoluează ori la bal, ori la spital, adică dă în ea cât poate de tare. Dacă e în zi de grație și intră, poți să ai mari probleme. Dacă nu, face cadouri și noi sperăm să fie cazul al doilea. De asemenea, astăzi mai joacă și Ana Bogdan, joacă și Irina Bara, joacă chiar și Mihaela Buzărnescu, care este pe tabloul principal prezentă.
datorită, că e pozitiv pentru ea, datorită absenței sportivelor din Rusia și Belarus, mă rog, altele s-au mai accidentat, nu sunt acolo și așa a reușit, deși este undeva 130 mondial locul ei în clasament, să joace direct pe tabloul principal. La băieți, după ce ieri a intrat în competiție și a trecut principalul favorit Novak Djokovic, astăzi este rândul lui Rafa Nadal să joace și el. Tot ieri a jucat și noul star, să spunem așa, sau un star în devenire, cum preferați să-i spuneți, lui Carlito Alcaraz, cu greu în 5 seturi, meci de peste 4 ore în fața neamțului Struff pentru Carlito, însă e bine că a trecut. Astăzi va juca și Serena Williams, se fac pariuri cât de departe va ajunge Serena. Cele mai mari cote, da, se dau pentru o poziție avansată în turneu. Se plătește foarte puțin pentru pariatul pe primul sau al doilea tur ca eliminare, ca să înțelegem mai bine care este percepția lumii tenisului în ceea ce o privește pe Serena, dincolo de faptul că a fost o mare campioană și este o mare campioană, dar potențialul ei de astăzi este unul evident redus. În rest, da, spre tenis ne uităm, avem și de ce, e și frumos, sunt și românce acolo. În rest, nu prea avem la ce să ne uităm, mai aruncăm cât un ochi așa spre campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani, dar echipa noastră e undeva în, deja în a treia, a patra grupă valorică, joacă pentru turneul final al locurilor 17-32. Deci victoriile venite de acolo deja nu le mai gustăm atât de tare, chit că am bătut Mexicul la vreo 21 de goluri diferență. De asemenea, merită amintit faptul că Naționala de Rugby a României s-a calificat direct la Cupa Mondială din Franța, și asta pentru că spaniolii care fuseseră înaintea noastră în clasament au încălcat, mă rog, regulamentele în ceea ce înseamnă folosirea jucătorilor naturalizației, au venit ulterior cu o contestație. Contestația a fost respinsă definitiv ieri, așa că această națională a stejarilor va juca la anul în Franța. Până atunci însă, peste 3 zile, pe arena Arcul de Triumf, un meci absolut minunat se anunță cu Italia, jucătoare din Six Nations, echipă din Six Nations, echipă care a reușit după foarte mulți ani în acest sezon chiar să câștige un meci în dauna granzilor din Țara Galilor, Anglia, Franța, Scoția și Irlanda. Deci toate motivele ca vineri pe răcoare la ora 21 iubitorii sportului să meargă pe arena Arcul de Triumf, mă rog, câte bilete ori mai fi, pentru că e un stadion micuț de doar 8.000 de locuri. Cu speranțe legate de jucătoarele noastre pentru meciurile de astăzi de la Wimbledon, mă opresc aici. Toate bune, prieteni! Avem parte și de știri în această dimineață. Îi mulțumim lui Gabriel pentru informațiile din lumea sportului. Hai că ți-era dor de niște știri. Mi-era, chiar mi-era dor. N-ai mai citit presa, n-ai mai făcut nimic. Ai stat, ai vegetat, așa. Efectiv. Am vrut să-mi iau la un moment dat un ziar de acolo, dar erau toate în italiană și am zis, cred că îl iau degeaba, cred că citesc câteva titluri și mai departe nu înțeleg. No, nu pot să o citire la italiană. Nu capiși italianul, nu. Cum se zice la voi, la rumena? Cum se? La limba rumena. Da. Hai să vedem niște știri, mă, George. Sigur ți-era dor. Premierul Nicolae Ciucă a recunoscut că nu poate anticipa evoluția prețurilor la carburanți, dar a precizat că măsura compensării a 50 de bani per litru este tot ce poate suporta bugetul de stat în acest moment. Sincer, încă o dată, nu am discutat punctual ce se va întâmpla la benzinăriile private. Mediul privat este liber să își stabilească măsurile și modalitatea în care își desfășoară business-ul. La insistențele jurnaliștilor că măsura plafonării prețurilor la combustibil propusă de PSD este discutată chiar și de liderii celor 7 cele mai bogate state din lume, G7, premierul român a declarat. De aceea am și luat termen de referință 3 luni de zile, pentru că este clar că piața este foarte volatilă și avem nevoie să ținem cont de întreaga dinamică a pieței și să fim în măsură să intervenim atunci când este cazul. Dacă la nivelul marilor puteri, la summitul G7, s-a avut în vedere acest subiect și se discute despre plafonarea prețului, atunci va trebui să vedem care sunt măsurile care se iau la nivelul acela și
vom proceda în consecință. Măsura compensării prețurilor la carburanți cu 50 de bani pe litru ar trebui să fie implementată începând cu 1 iulie, adică de vineri. Prim-ministrul Ciucă a anunțat că miercuri sau joi guvernul va adopta o ordonanță de urgență care va reglementa sistemul de compensare adoptat în coaliția de guvernare. Au fost afișate rezultatele la bacalaureat. Rata de promovare de anul acesta este cea mai mare din ultimul deceniu. S-au înregistrat 162 de medii de 10. Fruntaș este Bucureștiul cu 30 de astfel de rezultate. Urmează Prahova cu 15 note de 10, Galați și Vâlcea cu câte 9 calificative maxime, iar Cluj și Iași cu 8 medii de 10. Au fost însă și elevi nemulțumiți de notele primite la examenul final și au depus contestații. Am venit să fac contestație la român și la biologie. Pentru ce? Crezi că ai fost nedreptățit? Da, la român am luat destul de puțin și aș vrea să măresc un pic media. A fost ok, am venit să fac o contestație că mi se pare la română că nu mi-a dat ce trebuia. Mulți dintre elevii mulțumiți de notele primite au fost alături de colegii lor mai puțin fericiți care au depus contestații în speranța obținerii unor note mai mari. Mie mi-a plăcut. Eu am venit să-mi susțin colegele, n-am venit să fac contestație. Te-ai descurcat bine? Eu zic că da. Ce note ai luat? 9,70 la română, 9,25 la istorie și 9,50 la psiho. În rural, rata de promovabilitate este cea mai scăzută, de 69,2%, comparativ cu cea din mediul urban, care a ajuns la 82,7%. S-au afișat rezultatele la bacalaureatul de anul acesta. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat faptul că este cea mai mare rată de promovabilitate din ultimii 10 ani. Mai exact, vorbim despre 73,3%. Cele mai ridicate nivele s-au găsit în Iași, Brăila, Galați și Cluj. Și Bucureștiul a avut o rată de promovabilitate mare, 77,4%, însă nu s-a aflat în top. Bineînțeles, există și nemulțumiri, astfel că cei care cred că ar fi meritat mai mult au venit pentru depunerea contestațiilor. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a transmis că au fost înregistrate sute de medii de 10, însă au fost și județe în care nu au fost raportate astfel de performanțe. Trebuie să precizez faptul că aceste rezultate pe care le apreciez ca fiind bune, sunt cele mai bune din ultimii 10 ani, se datorează și simplificării materiei de examen, din care s-au eliminat acele conținuturi care au fost predate pe parcursul perioadelor în care școlile au fost închise. Începând de anul viitor, o să avem o tranziție spre normalitate. Sigur că programa va fi simplificată și anul viitor cu ceea ce s-a predat în clasa a 10-a. Județele cu cea mai scăzută rată de promovare sunt Ilfov cu 47%, în creștere cu aproape 6% față de anul trecut, dar tot cea mai scăzută rată de promovare, Giurgiu cu 55% și Călăraș cu 53%. Tinerii care au depus contestații așteaptă acum cu sufletul la gură rezultatele finale, care vor fi anunțate pe data de 1 iulie. Un nou proiect pentru tineri, inițiat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ministrul Gabriela Firea anunță startul concursului național de proiecte de tineret și a concursului național de proiecte studențești. Sunt alocate 2 milioane de lei pentru câștigători, se vor acorda 2000 de premii, cele mai mari vor fi de până la 50.000 de lei. Ne propunem să avem în acest an proiecte de care să beneficieze peste 1200 de tineri cu vârsta între 14 și 35 de ani din toată țara. Concursul Național de Proiecte Studențești se adresează, așa cum îi spune și numele, studenților din România. Pentru acest an avem un buget de 810.000 de lei, iar de proiectele declarate câștigătoare vor beneficia minimum 800 de studenți, a declarat Gabriela Firea. Ministrul Familiei a mai spus că organizează aceste concursuri sub egida Anului European al Tineretului, pentru ca tinerii să fie ajutați să treacă cu bine peste consecințele celor 2 ani grei de pandemie. Organizăm aceste concursuri sub egida Anului European al Tineretului. Căutăm proiecte prin care să ajutăm pe tineri să depășească greutățile din cei 2 ani ai pandemiei COVID-19, să-i sprijinim pe cei din comunități defavorizate sau din grupuri marginalizate sau să-i încurajăm să participe în diverse acțiuni de voluntariat. Ministrul Gabriela Firea a mai precizat că au fost analizate cele 25 de propuneri făcute de fundațiile și organizațiile de tineret pentru concursurile din acest an și majoritatea se regăsește
găsesc în metodologia elaborată pentru desfășurarea acestor competiții. Astfel, proiectele vor putea fi depuse în luna iulie, iar la începutul lunii septembrie vor fi anunțate propunerile câștigătoare. Distracție ca în Grecia pe litoral. Muzica grecească a răsunat zi și noapte, iar o trupă de dansatori profesioniști au dat startul petrecerii. Pasionații de muzică grecească s-au strâns în număr mare și au petrecut până în zori. La un moment dat, dansatorii au preluat din nou ștafeta. La miezul nopții, petrecăreții au avut parte și de un minunat foc de tabără pe plajă. Petrecerea a ținut până în zori, iar oamenii au înconjurat la propriu restaurantul în pași de dans. Ca să-ți demonstrez că astrele au dreptate și există niște similitudini între zodii, eu și Romina suntem brac amândouă, da? Unde am fost eu și Romina amândouă? Păi Italia, Italia. Doamne. Dar acum sunteți una albă, una neagră. Eu eram în Milano, era în Veneția, eu eram în Veneția, ea nu mai era în Veneția, adică o chestie de genul ăsta, că ea e născută un pic mai devreme, eu sunt născută un pic mai târziu, de acolo de sincronizarea. S-au aliniat lucrurile la voi acolo. Da. Mi-a sărit și casca atunci când am auzit. De entuziasm. Hai să vedem și ce vești ne aduce Romina în această dimineață. Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, e bine, Georgia, ți-am luat-o înainte și tocmai de asta probabil că nici nu ne-am întâlnit. Mi-ar fi făcut plăcere să ne întâlnim. Uite, la mine a fost soare și chiar a fost o vreme cu temperatură ridicată. Efectiv, m-am topit. Nu știu cum a fost la tine temperatura și vremea, dar... Și în țară, astăzi este vremea frumoasă, cerul este senin în aproape toată țara, mai puțin la munte, în partea de sud și în sud-estul teritoriului, norii se mai adună, iar în această dimineață vor fi unele înorări și pot apărea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări de scurtă durată în timpul precipitațiilor. Valorile termice la această oră sunt cuprinse între 15 grade în Miercurea Ciuc și 25 de grade în Turnul Severin și în Craiova. În București avem parte de vreme călduroasă, cerul este variabil, după amiază se mai adună norii și probabil vor mai fi șanse de ploi, dar vor fi de scurtă durată și acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Maxima în această dimineață va atinge 23 de grade Celsius în centrul Bucureștiului. Acestea sunt informațiile despre vreme. Ne revedem mai târziu! Mulțumim, Romina, pentru informațiile despre vreme. Să știi că și pentru mine a fost foarte, foarte cald în Italia. Practic nu știam pe unde să mai scot cămașa. Și la mine, și la mine a plouat. Cum pleci cu ghiozdan și spui pe tine cei mai greu, cei mai voluminose. Eu am plecat în blugi, m-am întors în blugi. În rest am avut și eu fustițe, rochițe, chestii. Te-au ajutat să și astrele. Vezi... M-au ajutat și astrele. Nu mi-am ajutat astrele, că a fost un cald, mămicule. Pe ce vezi și vremea și astrele? Nu pot să mă plâng. A fost bine și din punct de vedere astrologic. Au fost energiile acolo. Au fost acolo, da. A fost bine. Dar da. Astăzi nu știu. Uite, am venit la muncă să mă și informez alături de colega noastră Olivia, să ne spună și ea ce se mai întâmplă cu astrele, ce ne rezervă ziua de astăzi. Cred că e de bine. Doamne ajută, așa să fie. Mm.
Bine v-am găsit! Berbecii au multe de spus, iar uneori gesticulează pentru a sublinia și mai bine ceea ce vor să transmită. Dacă meseria le permite, se pot orienta spre a-i forma pe cei tineri în domeniul lor de activitate. Taurii încep să descifreze care este formula câștigătoare pentru ei. Ușor, ușor pun lucrurile cap la cap și își construiesc o strategie pe care să o abordeze pe termen lung. Gemenii se bucură de energia planetelor personale pe care le găzduiesc în această perioadă. Astfel, se bucură de armonie în relații, în timp ce mintea lor este foarte activă și găsește soluții la orice problemă. Și racii au parte de un plus de energie, de data aceasta soarele fiind cel care aduce atât lumina cât și căldura în viața lor. Este ca și cum ar trăi cu reflectoarele pe ei. Și da, trebuie să performeze atunci când lumina este pe tine. Pentru lei, socializarea este importantă astăzi. Ei întâlnesc oameni noi, cu care se simt pe aceeași lungime de undă și cu care fac schimb de idei. Fecioarele au o dispoziție mai romantică astăzi. Manifestă o latură mai blândă, sunt înțelegătoare cu cei care sunt mai puțin norocoși și au o dorință mare de a ajuta. Balanțele se concentrează pe relația de cuplu, acolo unde apar și cele mai multe discuții. Desigur, nevoia lor este de a-și securiza relațiile importante pentru ele. Totuși, trebuie să se gândească bine și ce dau la schimb. Scorpionii se străduiesc să găsească echilibrul între muncă și un stil de viață sănătos pentru ei. Este vorba mai mult de o dozare a energiei pe care au tendința de a o folosi haotic. Săgetătorii se bucură de multă iubire. Fie că își redefinesc ei noțiunea de iubire, fie că întâlnesc pe cineva, dacă sunt singuri, nativii sunt prezenți acolo unde inima îi cheamă. Capricornii își doresc să facă un pic de ordine în relațiile lor și de data aceasta să fie mai precauți cu persoanele pe care le aleg pentru a-și mângâia sufletul. Nu toți oamenii sunt ceea ce par a fi. Vărsătorii doresc să-și schimbe stilul de viață și să aducă obiceiuri noi în viața lor. Starea de sănătate îi împinge de la spate să renunțe la ceea ce le face rău și să includă în rutina lor și un pic de mișcare. Peștii fac schimbări prin casă. Nativii simt nevoia unui spațiu mai mare, mai aerisit. Așa că nu este exclus să mute mobila și să schimbe mici piese de decorațiuni pentru a aduce un suflu nou. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Vă mai aduceți aminte voi săptămâna trecută când vorbeam cu Ileana despre cel mai ciudat muzeu din România și ne amuzam noi pe cinste despre faptul că ar trebui să luăm o masă de tortură și ce am face noi cu ea acasă? Anyway, în această dimineață cred că ar trebui să aflăm puțin mai multe despre acest muzeu al steampunk-ului și fanteziei, motiv pentru care îl invităm alături de noi chiar pe directorul muzeului, pe domnul Istvandi Boton. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Deși nu am mai discutat puțin aici la matinal săptămâna trecută, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră concret ce pot vedea oamenii acolo. Este o poveste lungă, cum am să încerc să spun cât se poate de scurt. În steampunk, în general, foarte mare accent se pune pe detalii. Noi am reușit să facem pe o suprafață de 200 și ceva de metri pătrați un muzeu cu foarte multe detalii. Deci ăsta e primul lucru care recomand la toți vizitatorii, ca să, dacă vin la noi, să se uite la detalii. La parter mai mult zona steampunk, chiar la etaj intrăm un pic mai mult în zona de fantasy, de poveste, de pădurea magică. La parter avem instalații, mașinării inspirate din romanele ale lui Jules Verne și H.G. Wells, făcute de artiști locali. Iar avem și o cameră de tortură, o cameră de operații. Iar când mergem la etaj, acolo intrăm un pic în lumea asta magică, unde avem ciuperci uriașe, melc foarte uriaș, care are o lume întreagă în ea, iar biblioteca ascunde un secret. N-aș dori să vă spun mai multe, dar este o bibliotecă de care nu cred că a mai văzut cineva cu ochii, doar în filme, doar în povești, doar în desene animate. Aș insista puțin pe ceea ce ați spus despre artiști. Artiștii sunt români? Da, sunt locali din Cluj, din București, din alte orașe, iar totodată cu timpul o să aducem și exponate, de fapt și acum avem exponate din Olanda, de exemplu.
Foarte important de menționat că muzeul constant se extinde. Noi la etaj avem și un atelier care se poate vizita în durata vizitei, iar acolo avem pe profesorul Silvester, care el constant creează lucruri. Când un exponat nou este gata, îl expunem în muzeu. Deci, da, noi, pe lângă faptul că suntem în muzeu, putem să vă arătăm un pic și din culise cum se pregătesc, cum se creează aceste obiecte magice, ireale. Și am citit că odată la câteva luni lucrurile se schimbă acolo, decoruri sau obiecte, despre ce este vorba mai exact? Asta spuneam, adăugăm constant la muzeu, adică anumite exponate vor rămâne permanent acolo pentru că sunt atât de uriașe. De exemplu, avem și mașina timpului în camera secretă. Asta s-a instalat în camera respectivă, nu o mai putem scoate pe ușă. Deci e imposibil, aia acolo rămâne, doar că vom schimba, vom adăuga în jurul acestui scaun sau mașina timpului alte obiecte. Deci aș spune că în jur de 60-70% dintre exponate se va schimba peste câteva luni. Deci vizitatorii care vin astăzi sau vin peste 2-3-4 luni din nou o să vadă multe exponate noi, poate chiar exponate vechi refăcute, modificate. Deci noi constant cum ne vine o idee despre, să zicem acum, vedem mașina aia descris pe imagine, sunt șanse ca peste câteva luni aceeași mașină descris să arate complet diferit. Da, așadar, muzeul nu este un one-time show. Oamenii vor dori probabil să revină de fiecare dată pentru a vedea ce mai este nou acolo. Am văzut că aveți și un laborator de chimie și o masă de tortură. Sunt curios, oamenii au voie să-și atingă aceste lucruri sau sunt doar așa de la distanță, au voie doar să le privească? Este un muzeu interactiv, au voie să pună mâna pe foarte multe obiecte. Deci ăsta e un alt scop al nostru, ca să nu fie doar un muzeu unde ne uităm doar și citim descrierile, ci să apăsăm cât mai multe butonașe, să luăm sticlăria asta de laborator, să ne putem face poze cu ele, să fim noi un mad scientist, personaje de poveste. În laborator vom avea cu timpul și un actor care va fi, de fapt, îmbrăcat într-un chimist ăsta foarte ciudat și turbat, care va interacționa cu vizitatorii. Și pe parcurs vom avea mai mulți actori, unde, de exemplu, sus la etaj ne pregătim să introducem și un personaj care va reprezenta un caracter de vrăjitor sau vrăjitoare. Asta o să vedem, care din nou va interacționa cu copii. Iar în laboratorul acesta de alchimie de la parter, creăm poțiuni magice, care dacă sunt consumate de copii, o să le crească aripi, o să le crească nasul, se fac pitici. Deci tot muzeul este o poveste imaginară, un lucru unde toată lumea poate să-și facă povestea în cap. Ceea ce ne prezentați, aceste lucruri, parcă vin așa, nu știu cum să spun, din medii diferite, toate unite sub acest concept al steampunk-ului. Dar ce este steampunk-ul mai exact? Steampunk-ul este o subcultură a science fiction-ului. Este o temă destul de nouă, că în ultimii 20-30 de ani au devenit un lucru foarte, n-aș spune cunoscut, ci la modă. În România, la noi, nu are cultura atât de mare, cu totul că în Cluj am avut deja și în București și în alte orașe, de fapt, în țară există locații pe tema steampunk. În schimb, nimeni nu a pus accent pentru a explica vizitatorilor ce este steampunk-ul. Și noi tocmai de asta numim un muzeu ciudat, pentru că dacă am spune la toată lumea, veniți să vedeți acest muzeu de steampunk, nu știu oamenii, nu știu vizitatorii ce este, sau foarte puțin știu. De asta l-am numit muzeul ciudat și vizitatorii, majoritatea, intră cu semne mari de întrebare în muzeu, iar când pleacă, de obicei feedback-ul lor este la copii, clar, ei vor să locuiască în această casă sau vor ca și apartamentul, camera lor să arate cum arată aici la noi, iar părinții de obicei spun că eu nu mai vreau să ies în realitate. Nu vreau să ies din casa asta, că m-am pierdut aici în lumea asta magică la voi.
Mi se pare foarte drăguț că aveți cumva și un feedback pozitiv din partea publicului. Am înțeles că anumite lucruri pot fi chiar și cumpărate. Că noi de asta ne amuzam săptămâna trecută, cum ar fi să ne cumpărăm o masă de tortură. Ce ar ieși? Cu timpul, da. Noi creând constant exponate în atelier, posibil ca la un moment dat să fim atât de plini că nu mai avem unde să punem lucruri. Și atunci, când ajungem la nivelul ăsta, da, posibil să vindem anumite exponate care sunt foarte unice. Deci e imposibil ca cineva să refacă același lucru exact la fel. Sau noi să refacem. Deci, da, ca masă de tortură avem una de rezervă, de fapt. Deci putem să vă ajutăm cu asta. Deci cine vrea să o cumpere, este așadar binevenit acolo. Aș mai dori să vă întreb cam care este fluxul de persoane și, evident, cât ne costă intrarea la muzeu. Țin să menționez că am deschis muzeul de aproximativ 10 zile. Programul muzeului nu sunt 7 zile din 7, ci luni, marți, miercuri avem închis, pentru că în aceste zile avem nevoie ca noi să fie reamenajăm, fie să adăugăm exponate. Cu timpul am dorit în aceste zile să organizăm și ateliere pentru copii, unde un număr de copii primesc un patent și o sârmă în mână și noi o să îi învățăm să facă lucruri minore de steampunk. În schimb, scopul nostru este să-i scoatem un pic din ecranele smartphone-urilor, dar mergând mai departe pe tema asta. Am și uitat ce ați întrebat, iertați-mă. Sunt foarte multe de povestit despre gata, mi-am adus aminte. Deci, joi, vineri, sâmbătă, duminică avem deschis de la ora 12 până la 9 seara. Biletele încep de la 35 de lei pentru copii, 40 elevi studenți pensionari și 45 adulții. Sunt șanse ca peste câteva luni să creștem prețul acesta. Este un preț de introducere. Posibil să pară pipera pentru unii, dar când ieșiți de la noi din muzeu, o să vă dați seama de ce ați plătit suma asta. Sunt sigur că am convins foarte mulți telespectatori să se alăture acestei experiențe și ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația noastră în această dimineață pentru a le povesti cât mai multe și pentru a-i convinge că merită văzut ce este acolo. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu, vă aștept. La revedere! Dragilor, și de la steampunk, cred că ar trebui să trecem din nou un pic la ceva dulce. Și mergem unde ne place nouă, la înghețată. Cei de la Siviero Maria vă reamintim că până la ora 4, dacă ajungeți la Metropola TV, veți primi 2 kg de înghețată, 4 casulete a câte 500 de grame, în casa presei, corp a 3, etaj 4, aici unde avem noi platourile. Intrarea se face de pe strada tipografilor, așadar, Siviero Maria, gelateria ta italiană, vrea să vă îndulcească și să vă răcorească, așa că grăbiți-vă. Nu mai aveți timp decât până la ora 4. Și...